Cu prilejul zilei de 1 martie, Clubul Pensionarilor Socialdemocrații din Drobeta Turnu Severin au organizat o acțiune festivă. La eveniment au fost prezenți președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și primarul municipiului, Marius Creciu. Doamnele prezente au primit flori și mărțișoare. Onorați de prezența domnului președinte al Consiliului Județean și președinte al PSD-ului Mehedinți, de prezența domnului Marius Creciu, primarul municipiului și președintele executiv al partidului, au venit special pentru ziua dumneavoastră, doamnelor. O zi deosebită pentru dumneavoastră, o zi foarte importantă pentru noi, nici nu știu cine am face fără dumneavoastră, de aceea v-am chemat să vă mulțumim pentru ce ați făcut, pentru ce o să faceți de acum încolo și să vă dorim sănătate multă, liniște. Clubul Pensionarilor Socialdemocrații din Drobeta Turnu Severin a celebrat într-un mod special ziua de 1 martie. Bărbații din organizație, alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și primarul municipiului, Marius Creciu, le-au făcut o surpriză doamnelor prezente pentru a le aduce o mică bucurie la început de primăvară. 1 martie e o zi deosebită pentru toți, în special pentru dumneavoastră, doamnelor. Aș fi vrut să spun și domnișoarelor, dar ținând cont că suntem la o întâlnire a Organizației Pensionarilor Socialdemocrații, sărbuna doamnelor, să aveți o primăvară frumoasă, cu sănătate în primul rând, cu liniște sufletească, cu împliniri pentru dumneavoastră și pentru membrii familiilor dumneavoastră, copiii, nepoți, strănepoți. Să vă bucurați de tot ceea ce aveți, să vă dea Dumnezeu sănătate și să sperăm că ceea ce se întâmplă nu departe de granița noastră se va încheia cât mai repede, pentru că uitați-vă și dumneavoastră ce dezastru este. Îi felicit pe conducătorii dumneavoastră, în special pe domnul Zimța și pe doamna Potoga, pentru faptul că v-au și invitat astăzi la acest eveniment, dar în același timp și pentru activitatea de care dați dovadă, că chiar dacă nu reușesc eu să particip la toate acțiunile dumneavoastră, aveți un număr semnificativ de acțiuni și mă bucur că există această organizație. Până la urmă, dumneavoastră, din punctul meu de vedere, sunteți așa coloana vertebrală a organizației PSD Mehedinți. Încă o dată, sănătate și o primăvară frumoasă! Femeile din cadrul OPSD au primit flori și mărțișoare atât de la bărbații din Clubul Pensionarilor, cât și din partea autorităților județene și locale. Este o zi frumoasă, o zi pe care noi de-a lungul anilor am sărbătorit-o. Să sperăm că nu vom mai avea un alt val, să putem să ne reluăm și noi vechile activități. Într-adevăr, am avut și ne-am bazat foarte mult pe munca dumneavoastră, atât cea individuală, cât și munca de echipă. Suntem cu toții o familie, pensionarii, tinerii, noi cei care suntem în activitate, și am ținut foarte mult la această familie. Am ținut de ea, am făcut o grămadă de activități ce ne-au unit pe toți. Și să sperăm că în perioada următoare, chiar poate începând din această primăvară, din această vară, vom renunța la toate restricțiile astea, să putem să ne desfășurăm și noi activitatea așa cum era înainte de pandemie. Vă urez succes în activitatea pe care o desfășurați. Suntem în continuare, atât eu cât și președintele Consiliului Județean, alături de dumneavoastră. Văd aici figuri noi. Mă bucur să văd oameni noi, mă bucur să avem oameni care își doresc să activeze în interiorul organizației PSD. Avem multe lucruri de făcut împreună și suntem o echipă ce poate să influențeze în bine activitatea orașului și a județului în care trăim. Reprezentanții Clubului Pensionarilor Socialdemocrații din Drobeta Turnu Severin au profitat de această ocazie pentru a mulțumi președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și edilului Marius Creciu pentru tot sprijinul oferit de-a lungul timpului. De asemenea, aceștia au mulțumit conducerii PSD pentru faptul că mereu acest partid a fost alături de vârstnicii din țara noastră. Vreau să vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule primar,
domnule președinte al pensionarilor, pentru că dumneavoastră întotdeauna ați fost alături de noi din toate punctele de vedere. În primul rând, dacă am apelat la dumneavoastră cu diverse situații, ne-ați ajutat. Nu mai vorbesc că eu am avut aici probleme și cu localul, a plouat, a făcut domnul primar, domnul președinte, imediat mi-a trimis oameni, am rezolvat, am avut apă, am avut ceva, foarte mult am fost alături de noi. Și pentru asta le mulțumesc, iar vreau să mulțumim și conducerii Partidului Social Democrat, că a intrat la guvernare și este alături de noi, mai ales pensionarii. Ne-a dat o pensie atât cât de amărit-o, cu 10 lei, cu 20 de lei, cu 30 de lei. Pentru noi a fost o gură de aer. Și în continuare, cred că se îngrijește conducerea de poporul român ca să fie mai bine. Aceste acțiuni au devenit o tradiție pentru Clubul Pensionarilor Social-Democrații din Drobeta, Turnu Severin. Deja a devenit tradiție ca de ziua de 1 martie, pensionarii organizației PSD Mehedinți, respectiv bărbații, să sărbătorească ziua de 1 martie și să ofere un mărțișor doamnelor din organizația PSD, OPSD, Drobeta, Turnu Severin, cât și din județul Mehedinți. După cum vedeți, în sală sunt prezente atât doamne din Drobeta, Turnu Severin, cât și o parte din colegele noastre din județ. Este o bucurie pentru noi ca să putem să oferim un mărțișor și o floare doamnelor cu ocazia zilei de 1 martie. Astăzi de 1 martie, sărbătoarea mărțișorului, sărbătoarea de primăvară, noi, pensionarii PSD, sărbătorim această zi de primăvară împreună. Am avut ca invitați pe domnul primar Marius Creciu, pe domnul președinte al Consiliului, domnul Aladin Georgescu, și împreună aici la sediu pensionarilor PSD am petrecut această sărbătoare. În spirit de frumos sărbătoare, unde noi pensionarii ne-am simțit bine și fericiți. Doresc tuturor pensionarilor din România, pensionarilor PSD din județul nostru, multă sănătate, fericire, o primăvară frumoasă și tot ce își doresc. Pentru noi ziua de 1 martie este prima zi de primăvară, ne simțim onorate de bărbați, de copii, ne oferă câte o floare și ne simțim mândre în ziua de 1 martie și așteptăm și pe 8 martie. Pensionarii au avut parte și de o altă surpriză din partea președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care i-a invitat la un program artistic organizat la Palatul Culturii Teodor Costescu cu prilejul zilei de 1 martie. În această zi, românii celebrează sărbătoarea mărțișorului, triumful primăverii asupra iernii, obiectul cu jnur alb și roșu fiind un simbol al reînnoirii timpului și al renașterii naturii.